Robert Molocea crede în evitarea retrogradării, dar atenționează că pentru acest lucru echipa sa va trebui să obțină puncte și pe teren străin. Cred că sunt șanse. Băieții și-au mai dat drumul la joc, dar în deplasare, nu știu, în deplasare este o problemă și nu văd cum să o rezolv, dar probabil în iarnă, dacă o să mai întărim echipa cu 2-3 jucători, probabil o să scoatem și ceva puncte din deplasare. Singurele șanse, adică singura șansă ar fi să scoatem niște puncte din deplasare, să câștigăm acasă. Într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult despre desființarea echipelor din eșaloanele inferioare, humorenii privesc viitorul cu optimism. Primarul ne susține, deci e singurul care ne susține, materiale, primăria, mai sunt vreo 2-3 sponsori, dar cu sume foarte mici care nu acoperă cheltuielile noastre. Cred că din iarnă o să termine și cu cheltuielile care mai are primăria cu pârtea cu asta și o să ne susțină financiar în continuare. În momentul de față, Gura Humorului se află pe locul 13 în Liga a 3-a cu 9 puncte acumulate în 9 etape. Până acum, humorenii au înregistrat 3 victorii, toate pe teren propriu.